Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a publicat rata șomajului înregistrată în luna februarie a acestui an. Astfel se observă o scădere cu 0,08 puncte procentuale față de ianuarie 2022, dar și o creștere de 0,69 puncte procentuale în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Cei de la JOFM Hunedoara speră ca această rată să scadă în continuare, în condițiile în care se reia organizarea bursei locurilor de muncă, un prim astfel de eveniment urmând a avea loc pe 14 aprilie la Orăștie. Rata șomajului pe luna februarie a fost afișată în procent de 3,85. Înregistrăm o ușoară scădere față de luna ianuarie în acest an, când aveam 3,93, dar dacă ne raportăm la anul 2021, unde am avut 3,42, nu este chiar îmbucurătoare. Sperăm însă cu acțiunile pe care le vom îndeprinde să angajăm cât mai multe persoane să reușim să-și ocupe un loc de muncă. La finalul lui februarie 2022, în evidențele AJUFM Hunedoara erau înregistrați aproape 6.600 de șomeri, dintre care mai bine de 3.600 erau neindemnizați. Cei mai mulți șomeri provin din rândul persoanelor din mediul urban cu studii liceale și cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani.